Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 20-26 februarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, pentru că ele sunt generale și este posibil să nu vi se potrivească tuturor, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea canalului. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragi balanțe, o săptămână foarte interesantă, foarte bună. În primul rând, avem o lună nouă în semnul peștilor, care este foarte aproape de Saturn, Saturn care pentru tine se află pe o casă a iubirii. Acum, pentru balanțele care se află într-o relație, și bineînțeles că au existat dificultăți da, de-a lungul timpului, ei, vedeți că acum aveți ocazia să reparați relația respectivă sau aveți ocazia să mergeți mai departe printr-o activitate comună pe care o faceți. Fie este vorba de o problemă de sănătate care apare și care vă unește, fie este vorba chiar de o afacere împreună, de o activitate care, repet, ar putea să repare relația respectivă. Pe de altă parte, discutăm despre faptul că cei care sunteți singuri, acum aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, dar atenție, persoana asta fie, să spun așa, e de la muncă, fie e o persoană mai uh, retrasă, este o persoană din în alta societate sau este o persoană acolo mai sensibilă, mai specială. În general vorbind, dacă nu te interesează dragostea, ei vezi că luna asta nouă ție a -ți aduce noi oportunități legate de muncă, noi oportunități legate de afaceri. Dar atenție că e vorba despre a-ți pune în practică un anumit talent, o anumită pasiune pe care tu o ai și de aici lucrurile sunt bune. Bineînțeles că discutăm și despre un noroc pe care l-ai acolo și o să vedem balanțe care se vor concentra foarte mult începând cu această lună nouă pe, nu știu, ori pe relații în care și practic lucrurile să funcționeze, dar și teoretic, pentru că punctul norocului este în zodia berbecului, deci norocul pentru tine vine din zona celorlalți. Adică sunt persoane care te ajută, clienți, prieteni, în general oameni din jurul tău. Este o perioadă așa bună în care îți vin tot felul de oportunități. Da? Și bineînțeles că uite, e ceva ce este cu mare noroc pentru tine legat de un proces, legat de justiție, legat de acte, legat de hârtii, documente și toată zona asta. Mai departe, Venus, guvernatoarea ta, trece în berbec. Ei, uite, și de aici te ajută să mai liniștești puțin relațiile cu ceilalți. Îți aduce oportunități pentru a semna tot felul de contracte avantajoase din punct de vedere financiar. Și discutăm despre o perioadă în care relațiile tale cu ceilalți vor fi extrem de profunde și nu m-ar mira, așa cum am spus, ca balanțele singure să aibă ocazia să cunoască pe cineva, începând cu jurul datei de 20 februarie până prin martie. Și dacă ești balanță și te afli într-o relație, e uite, vezi că vei trece prin niște perioade extrem de intense. Acum, ori e cu multă pasiune, ori e o perioadă de transformare. Da? că luna asta nouă fiind foarte, mă rog, fiind în apropiere de, de Saturn, e ca un test, da, e ca un examen uriaș pe care îl dai acum pe tot ce ține de iubire, relații, plăceri, muncă, activitățile tale. Deci ți se cere să acționezi, da. Și bineînțeles, balanțele care au o problemă de sănătate, luna asta nouă aduce vindecare, dar da aduce vindecare prin a avea mai mare grijă pe tot ce ține de distracții, pe tot ce ține de plăcerile tale, deci acolo vezi că trebuie să mai lucrezi puțin Pentru că apoi Saturn intră pe, pe muncă și pe sănătate și vrea, vrea seriozitate din partea ta și dacă ești serios e ok dar asta de prin martie încolo. Apoi, tot o săptămână în care, uite, Mercur din Vărsător face o quadratură cu Uranus din Taur. Păi, dragi balanțe, se află secrete în săptămâna asta. Secrete legate de afaceri, secrete legate de copii, iubiri, tot ce ține de lupte de putere. Ceva trebuie să iasă na da, la suprafață. Și interesant este că e ceva ce este foarte benefic pentru tine. Da, e ceva ce este benefic, chiar e foarte mult ajutor uh, prin comunicare Dar vezi că trebuie o comunicare așa cu mult respect și o comunicare foarte sinceră Mercur vrea sinceritate și la coadratura care o face cu Uranus vor fi surprize mari Da, mari Gen, dacă tu consider că persoana iubită are niște secrete, asta este la iveală. Dacă tu ai niște secrete și astea, la fel, ies la iveală. Bineînțeles că spre, spre weekend se simte mult mai intens acea quadratură dintre Lilith și nodurile lunare, iar asta înseamnă pentru tine că mai apar, iar, uh, probleme legate de. Suflete perechi legate de iubiri legate de prieteni de banii tăi, de planurile tale de viitor nu mai știi pe unde mergi, nu mai știi ce să faci, apar lupte, apar certuri, apar chestiuni uh, apar lucruri neprevăzute, da? lucruri neprevăzute, unii nu știu s-ar putea ca pe neașteptate să plecați undeva săptămâna viitoare sau să vi se propună ceva de genul acesta. Da? Uh, nu e ceva neapărat benefic, dar așa cum am spus, adevărul ăsta vă cam eliberează pe voi. Da. Bun, cam atât în mare parte, hai să vedem și arhanghelii ce îți transmit, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână Nu e o săptămână rea, e o săptămână bună, dar începe să se simtă așa energia lui martie da, Pentru toată lumea Și foarte bine susținut, uite iar, în relația cu băncile, relația cu moștenirile, banii celorlalți. Deci aici e, e, multă susținere pentru tine. Lasă că mai e puțin și iese nodul nord de acolo și te lasă în pace. Ah, bun, mesajul pentru tine este comuniunea sublimă cu natura. Numerele importante 5, 4, 9, 54. Culorile importante sunt verde, galben, albastru și văd aici o legătură cu un vărsător. Sau e vorba de plăcerea ta, cu vărsătorul guvernează plăcerea pentru tine. Plăcerea poate să vină din natură, plăcerea poate să vină prin autenticitatea de care dai dovadă, prin autenticitatea unei relații, printr-un mod liber de a te exprima. Cred că am spus numerele importante, le mai repet. 5, 4954, iar Arhanghelul Ariel este cel care îți oferă un dar, o ghidare și este cel care îți transmite următorul mesaj. Te ajut să intri în comuniune cu misterele naturii, cu spiritele sale benefic inspiratoare și cu energiile sale profund regenerante, vindecătoare și echilibrante. Deci tu reușești să te regenerezi, reușești să te refaci în această săptămână. Însă, repet, e și un moment în care multe lucruri ies la iveală. Multe. Hai să vedem, dragi balanțe, și tarotul ce transmite. Pot fi, pentru alte balanțe, nu știu, pot fi chestiuni legate de case, de familie, sunt chestii. Personale care cumva se învină și cu munca sau cu activitățile pe care le faceți cu persoana iubită, cu familia, deci sunt niște chestiuni acolo. Avem cavalerul de bâte aici. Cavalerul de bâte care vorbește despre multă agitație, despre pasiune, despre lucruri care se întâmplă extraordinar de rapid cum îți spuneam, luna martie, lucrurile se vor întâmpla foarte rapid pentru tine și deja simți energia, simți. Cavalerul de bâte vine cu mult entuziasm, vine cu multă bucurie. Luna vorbește despre lucruri ascunse, o legătură cu zodia rac, zodia pești, e ceva ascuns aici, fie e o aventură ascunsă, fie e o pasiune pe care tu o ai și pe care nu o împărtășești cu ceilalți, fie pentru alții dintre voi discutăm despre niște lucruri mult mai important, adică se reaprinde o flacără într-o relație, sunteți pasionali, sunteți energici. Prima carte, Zece de Spade, uite, o rupere. Zece de spade reprezintă acel moment de apogeu, adică ceva nu mai poate funcționa și se rupe. Acum, na, repet, tot o să-mi lăsați pe acolo comentarii, dar nu pot să vă spun cu 10 de spade că e ceva de mijloc. Nu, 10 reprezintă un final, dar și un nou început. E o nouă etapă care apare. Vezi că e o săptămână în care apar discuții legate de gelozie, legate de posesivitate, iarăși, și așa ceva apare la tine. Uh, reprezintă o perioadă care să spun așa, îți va transforma destul de mult o relație. În mintea ta, șapte de monede. Văd aici că totuși ești cu gândul la cineva din trecut sau ești cu gândul la o situație din trecut. Văd că aștepți niște bani sau aștepți un răspuns legat de zona financiară, dar în alte cazuri văd aici că iei lucrurile încet și sigur, adică plantezi ceva, ai grijă de lucrurile alea. Văd că e o perioadă în care poți să culegi niște roade în urma unei munci pe care ai depus-o. În inima ta, șase de bâte, uite, ai parte de o victorie, de o bucurie, de o eliberare Din punct de vedere personal, uite, dacă ești într-o relație și lucrurile să spun că sunt neoficiale, uite, acum poți să oficializezi relația Șase de bâte reprezintă și o bucurie pentru tine din punct de vedere personal Ceva te bucură, ceva te luminează, ești foarte respectat printre ceilalți în această perioadă Apoi avem judecata, păi dragi, balanța este vorba despre o revedere cu o persoană sau este o săptămână în care, în sfârșit, se ia o decizie, în sfârșit, se clarifică ceva în mintea ta. Judecata, pe de altă parte, vine cu evenimente pe care nu prea le putem controla, deci de mult timp era o energie aici și uite că acum ceva se eliberează. Vei da, vei da dovadă în săptămâna asta, atenție, de foarte multă autenticitate, de foarte mult curaj, de foarte multă bucurie și să știi că o să-i mir pe ceilalți pentru că vei face lucrurile chiar pe repede înainte, nu vei mai avea răbdare și asta e de bine pentru tine. Da? Apoi avem șapte de cu pe în exteriorul tău, multe oportunități pe care le ai, fie din punct de vedere profesional, fie personal. Mai văd și pe cineva care își face tot felul de iluzii în legătură cu tine. Da? Apoi avem 5 de spade. 5 de spade reprezintă un compromis, dar și o persoană care se simte neîndreptățită. Atenție, puțin în plan personal, pentru că este cineva aici care profită de o poziție în care se află, dar, pe de altă parte, este vorba și despre un compromis în care cineva se află. Ultima carte, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă vorbește și pentru tine despre niște secrete, despre niște lucruri acolo care se petrec. Marea Preoteasă vorbește despre liniște, despre pace, dar și despre o persoană care ascunde ceva. În plan profesional, vezi că încă nu ți se arată tot. Încearcă să ceri sfatul de la o persoană care are o experiență. Da, asta e foarte, foarte important. Însă... Ai aici legătură cu o persoană retrasă, ciudată, este o persoană care nu prea comunică, da? care pregătește ceva, care face ceva. Interesant este că pentru tine e de bine, adică tu te simți ok. Da? Atenție la o propunere care ți se face, pentru că e destul de ciudată, e ca un compromis. Bine, acum te poți elibera, dar vezi că e cu o pierdere toată povestea. Da? Fie că e vorba de muncă, de casă, de familie, de ce vrei tu. Dragi Balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept și la partea bonus din comunitatea canalului. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și te invit cu drag și la previziunile zilnice, pe zodi, la previziunile pentru luna martie, pentru că urmează evenimente mari și pentru tine, și să ne revedem cu drag și la previziunile care apar în fiecare săptămână, dar și la previziunile pentru anul 2023, și pentru că ai rămas alături de mine, îți mai ofer o informație, și anume în această săptămână tu. Te vei elibera pentru că vei fi atât de autentic, atât de sincer, atât de sigur pe tine, te vei exprima fix așa cum simți, fix așa cum gândești și vei face doar ceea ce face bine sufletului tău. Da? Asta e important de menționat, așa că tot înainte te îmbrățișez cu drag, o săptămână superbă să ai!